Continuăm studiul pe mărturisirea de credință și ne aflăm în capitolul 24. Ce m-am întrebat într-o seară tot pe mărturisirea de credință este printre cele mai detaliate mărturisiri de credință în istoria creștinismului. Și lucrul acesta cred că este un lucru bun. Vrem să fim cât se poate de clar și de explicit despre ceea ce noi credem că învață Scriptura și vrem să lăsăm posibilitatea ca oricine să poată să analizeze ceea ce credem și să fie clar ceea ce credem, să nu fie îndoială despre convingerile noastre și mărturisirea încearcă să facă lucrul acesta. În seara aceasta, capitolul 24 tratează guvernarea civilă, autoritățile civile. Din nou, un subiect care poate pentru noi astăzi ni se pare într-un fel irelevant, deși poate că în climatul ăsta în care ne aflăm în România, orice este despre guvernare este relevant, orice este despre politică este relevant, dar teologic vorbind și istoric vorbind este relevant. Întotdeauna au fost poziții divergente pe această temă, de la o extremă până la cealaltă, de la extrema care spunea că credincioșii n-ar trebui să aibă nicio implicare în guvernarea civilă sau și o extremă mai extremă, că n-ar trebui să existe vreo guvernare civilă, ar trebui să fie un fel de anarhie, un fel de libertate totală și n-ar trebui să existe niciun fel de guvernare. Au fost și asemenea poziții chiar și în cadrul unor grupări care s-au numit creștine, sau de la extrema mai temperată, bun, există autorități civile, dar în niciun caz n-ar trebui credincioșii să aibă vreo legătură cu aceste autorități, până în cealaltă extremă, care ar fi extrema teocrației actuale, în care unii susțin că așa cum Dumnezeu a guvernat în mod direct peste poporul Israel, societățile noastre ar trebui ca să fie teocrație, adică să nu fie o separare între biserică și stat, ci practic statul să fie religios și statul să-L reprezinte pe Dumnezeu. Și și aici au existat variații și au existat, din nou, este un spectru. Da? Chiar reformatorii, de exemplu, una dintre diferențele majore între mărturisirile de credință care s-au născut la începutul reformei și cele care vin mai încolo, cum ar fi cele a baptiștilor reformați, este că în capitolul 24 la noi este un paragraf care lipsește în comparație cu alte mărturisiri istorice vis-a-vis de rolul autorităților de a pedepsi, de exemplu, crima ereziei. Reformații, istoric vorbind, credeau că autoritățile civile trebuie să se implice și în felul acesta. De aceea, de exemplu, când ne uităm la conflictul istoric vis-a-vis de faptul că Calvin a hotărât să ardă pe Servetus Peru, da? Să-l omoare sau să-l decapiteze, da? Da? Să-l omoare, să mai, nu mai rețin, să obosit în seară. Să-l ardă Peru, da? De fapt, Calvin a cerut ca să fie decapitat, în sensul că vroia ca să îi scurteze suferința, da? Dar cerința aceasta nu a fost admisă și mulți vin și zic, uitați, Calvin este cel care l-a persecutat pe Servetus și nu înțeleg contextul istoric. Contextul istoric în care magistrații civili erau cei care aveau autoritatea și cei care se ocupau de aspectul acesta de a pedepsi erezia, de a pedepsi orice lucru ei considerau să fie un pericol pentru credința creștină și faptul că Calvin, ca și un reprezentant religios, era acolo doar consultativ. El trebuia să zică, este sau nu este erezie? Și Calvin a zis, este, pentru că era. Calvin, de fapt, a scris o scrisoare lui Servetus în prealabil și l-a rugat ca să nu vină în oraș, pentru că va fi prins, va fi arestat și după legea orașului va fi pedepsit. Ei, în mărturisirile de credință reformate, să zicem așa,
există inclusiv aceste stipulații și ei văd inclusiv lucrul acesta ca și fiind biblic. Guvernul ar trebui să impună el legea lui Dumnezeu. Da? Din nou, o extremă fiind în acest spectru teocrația, alții cu ceva mai moderat. De exemplu, unii reformatori credeau că doar în lucrurile severe, da? Doar dacă cineva propagă erezie, nu neapărat dacă încalcă orice poruncă a Scripturii. De aceea, când ajungem astăzi, în 2019, reforma mai uitată, bătăliile pe tema aceasta mai uitate, trăim doar cu reminescența eticii creștine, inclusiv în politică, dar nu înțelegem de ce avem democrație în Europa, dar o avem. Nu înțelegem de ce avem structurile care le avem, dar le avem. Nu înțelegem de ce avem o anumită, sau Europa are, nu știu dacă nu avem noi români, o anumită etică a muncii, dar o avem. Lucrurile acestea vin din reforma protestantă și din bătăliile teologice care s-au purtat în reforma protestantă. Da? Și acest capitol vizează guvernarea civilă și relația creștinului vis-a-vis de guvernarea civilă și vrem ca să studiem această temă împreună. Mărturisirea începe făcând această afirmație că Dumnezeu este Domnul și Împăratul Suprem al întregii lumi. Deci să începe o hierarhie care se descrie, în vârf fiind Dumnezeu. Da? Și este foarte important ca să înțelegem lucrul acesta, ca să plasăm fiecare tip de autoritate în locul lui, în locul lui potrivit. Da? Autoritatea civilă are un loc, autoritatea eclesială are un loc, autoritatea în familie are un loc. Orice autoritate, ne spune Scriptura, este bună, pentru că ideea de autoritate și orice autoritate legitimă vine de la Dumnezeu. Dar toate acestea trebuie înțelese că sunt sub autoritatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este unic în felul în care El își derivă autoritatea. Dacă stați să vă gândiți, un președinte este votat, un împărat poate că se naște, moștenește împărăția lui. Dumnezeu nu este votat, nu este pus la vot, nu există alegeri pentru Dumnezeu. Și de asemenea, Dumnezeu nu a moștenit împărăția lui. Dumnezeu este rege de drept prin faptul că El este creator. Prin faptul că El a creat tot ceea ce există. De exemplu, dacă ne uităm în Psalmul 24, versetul 1 la 8, este un pasaj foarte indicativ și vă las să-l citiți dumneavoastră acasă, dar argumentul pentru faptul că psalmistul întreabă cine este împăratul? Și răspunsul este Dumnezeul oștirilor, Dumnezeu este împăratul. Și argumentul pentru aceasta, în primele 7 versete, este faptul că Dumnezeu este Cel care a creat totul și de aceea El este împăratul. Da? Pentru că El este creatorul tuturor lucrurilor, El are autoritate deplină peste toate lucrurile. Autoritatea Lui nu poate fi discutată, nu poate fi atacată în niciun fel și orice autoritate subordonată nu erodează în niciun fel autoritatea Lui Dumnezeu. Da? Cel puțin nu autoritate legitimă, nici nu țintesc. Autoritatea bisericii nu țintește la autoritatea lui Dumnezeu. De asemenea, autoritatea unui guvern legitim n-ar trebui să țintească ca să lovească în autoritatea lui Dumnezeu. Apoi mărturisirea ne spune că acest Dumnezeu, care este sursa autorității, care este împărat suprem peste întreaga lume, a rânduit El autorități civile. Și de aceea noi, baptiștii, credem că cei care iau poziția, de exemplu, extremă, că n-ar trebui să existe o guvernare civilă, sunt total eronați, pentru că noi menținem că Biblia învață că Dumnezeu a rânduit aceste autorități și textul cel mai sugestiv, cu siguranță ar fi altele, este Romani 13. Vă rog ca să deschideți împreună cu mine la Romani 13. Aici Apostolul Pavel cheamă pe credincioși ca să fie supuși. Și ni se spune că toți trebuie să fim supuși stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Deci nu există stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Da? Stăpânirile, autoritatea care există, spune Apostolul Pavel, au fost rânduite de Dumnezeu.
De aceea, cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu. Și cei ce se împotrivesc își vor lua osânda. Da? Acum, de unde își vor lua osânda, asta e o problemă de interpretare, dar este evident că există autoritate omenească, da? Și vom vedea că lucrul acesta este întărit și în alte, și în alte locuri. Este autoritate omenească și această autoritate vine de la Dumnezeu. Și mărturisirea precizează că această autoritate care vine de la Dumnezeu, este rânduită de Dumnezeu, este sub autoritatea lui Dumnezeu. Deci în piramida noastră îl avem pe Dumnezeu în vârf și undeva sub Dumnezeu avem autoritatea civilă. Priviți cum descrie în versetul 4 statul Apostolul Pavel. El, adică autoritatea civilă, este slujitorul lui Dumnezeu, da? Apoi spune el, tot autoritate vorbind, este în slujba lui Dumnezeu. Deci, autoritatea civilă, guvernul civil, este slujitorul, robul, sluga lui Dumnezeu. De ce? Pentru că i s-a desemnat o slujbă, i s-a desemnat anumite responsabilități și trebuie să le împlinească. În același timp, ne spune mărturisirea că această autoritate civilă se plasează sub Dumnezeu, dar deasupra oamenilor. Este o autoritate. Autoritate fără să fie exercitată asupra cineva nu este autoritate, nu este autoritate reală. Da? Sunt ca și cei care pretind că sunt păstori, dar n-au turmă. Ce păstoresc? Da? Sau cei care pretind că sunt patron, dar n-au firmă și n-au angajați. Ce patronează? Da? Nu face niciun sens. Autoritatea este în strictă relație cu exercitarea ei. Da? Dumnezeu exercită autoritatea lui asupra noastră, deși autoritatea lui nu este condiționată de noi. El o are indiferent că eu sau tu sau oricare dintre noi există. Guvernul are o autoritate, dar este în relație cu ceva. Da? Guvernul nu are autoritate, de exemplu, peste Dumnezeu, dar are autoritate peste oameni. Deci, această autoritate, spune mărturisirea, este sub autoritatea lui Dumnezeu și deasupra oamenilor. Și lucrul acesta este evident din Scriptură, este evident și din Roman 13, dar, de exemplu, și din 1 Petru, capitolul 2, unde ni se spune că trebuie să fim supuși, să fim sub autoritatea oricărei stăpâniri omenești. Pentru Domnul, atât împăratului, ca și în alt stăpânitor. Deci toți cei care Dumnezeu i-a îngăduit ca să fie în autoritate sunt deasupra noastră ca și oameni din punctul acesta de vedere și noi trebuie ca să ne supunem acestei autorități. Da? De ce? De ce a rânduit Dumnezeu? Întrebarea este cu două tăișuri. De ce a rânduit Dumnezeu asemenea autoritate și de ce ar trebui noi ca să ne supunem. Da? Mărturisirea spune că există două motivații principale pentru care Dumnezeu a rânduit această autoritate care este subordonată lui, dar deasupra noastră. Prima motivație este pentru gloria lui. Mărturisirea spune că Dumnezeu a rânduit aceste autorități pentru gloria lui, pentru slava lui. Au ceva de a face cu a reprezenta într-un fel caracterul său. De fapt, fiecare relație de autoritate, am învățat împreună, are ceva de a face cu a reprezenta caracterul lui Dumnezeu. Felul în care exercităm relația de autoritate, supunere, de exemplu, în căsătorie, are de a face cu Dumnezeu. Da? Felul în care bărbatul exercită autoritatea, spune ceva despre felul în care Dumnezeu se exercită autoritatea cu noi și felul în care soția își exercită supunerea, spune ceva despre felul în care noi ar trebui să ne supunem față de Hristos, da? Oameni de multe ori nu spune nici de partea bărbatului, nici de partea femeii ce ar trebui să spună, dar asta e intenția, da? Asta e designul, asta e tabloul care trebuie pictat. De asemenea, relația aceasta între guvernare și cetățean trebuie să spună ceva despre relația între Dumnezeu și om. Și Dumnezeu vrea ca această comunicare a gloriei lui să se întâmple inclusiv prin structurile acestea civile. Priviți în Romani 13, de la versetul 4 la 6. El,
adică autoritatea civilă, este în slujba lui Dumnezeu. Ca să ce? Ce să facă? Ca să-l răzbune. Interesant. Să-l răzbune pe Dumnezeu. Autoritatea civilă să-l răzbune pe Dumnezeu. Cum adică? Să pedepsească pe cel ce face rău. Deci începem și vedem tabloul. Avem un răufăcător care face un rău. Care face ceva care este împotriva caracterului Dumnezeu. Un furt. O crimă. Și Pavel spune, autoritatea civilă trebuie să vină nu doar în primul rând ca să facă dreptate între oameni, ci să comunice un mesaj corect despre Dumnezeu. Dumnezeu pedepsește răufăcători. Dumnezeu, prin diverse instrumente și în mod ultim, prin judecata și pedeapsa veșnică, pedepsește pe cei care încalcă legea lui morală, care încalcă caracterul lui. Da? Să-l răzbune pe Dumnezeu și să pedepsească pe cel ce face rău. De aceea trebuie, da? Deci vedem, de aceea, asta este motivația. De aceea, pentru că autoritățile sunt în slujba lui Dumnezeu, ca unii care apără onoarea lui Dumnezeu, sau ar trebui să o facă, da? Care apără reprezentarea caracterului Dumnezeu într-un fel. De aceea trebuie să fiți supuși, nu numai de frica pedepsii, ci și din îndemnul cugetului. Tot pentru aceasta să plătiți și birurile. E fantastic. Deci e fantastic să te gândești că trebuie să-ți plătești taxele pentru gloria lui Dumnezeu. E fantastic, da? Nu cred că noi ca și națiune și ca și evanghelici în România ne-am gândit vreodată la asta. Nu cred. O spun în continuare, după acum ani de zile de experiență printre evanghelici români, avem o problemă cu lucrurile acestea. Avem o problemă sistemică cu evaziunea fiscală. Între pocăiți. N-am înțeles că plata taxelor are de a face cu gloria lui Dumnezeu. N-am înțeles că corectitudinea în afaceri are de a face cu gloria lui Dumnezeu. Sau n-am vrut să înțelegem, da? Înăbușim, astupăm, punem la o parte adevărul, așa cum zice Apostolul Pavel, adevărul care este evident pentru noi. Este una dintre cele mai mari probleme ale noastre, da? Tot ceea ce nu ne convine, punem la o parte. Pavel spune că pentru acest motiv, trebuie ca să plătim și taxele. Căci dregătorii sunt niște slujitori al lui Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba aceasta. Care slujbă? Da? Slujba de a reprezenta pe Dumnezeu prin autoritatea care li s-a dat. Acum, asta nu înseamnă că întotdeauna ei o fac bine, dar asta este intenția lui Dumnezeu și asta ar trebui ca ei să facă. Da? Vedem că slujitorul civil răzbună pe Dumnezeu și noi trebuie din cauza asta, pentru că ăsta este rolul lui, să ascultăm din pricina cugetului. Da? Pentru că autoritatea civilă reprezintă într-un fel, atunci când face dreptate pe Dumnezeu, noi trebuie ca să fim ascultători din cauza conștiinței noastre, care este legată de Dumnezeu. În al doilea rând, îi se spune că Dumnezeu a rânduit aceste autorități nu doar pentru gloria Lui, dar și pentru binele nostru, pentru binele public. Ați observat în Roman 13 cu versetul 4, în prima parte a versetului, ni se spune că autoritatea este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele meu, pentru binele tău, pentru binele nostru corporativ, comunal. Da? Asta a fost intenția lui Dumnezeu. Asta este intenția lui Dumnezeu. Asta este mandatul care Dumnezeu dă autorităților. Acum că autoritățile și cei care se află în guvernare nu trăiesc după acest mandat, este altceva. Dumnezeu va face dreptate. Dumnezeu îl va lua la rost pe Dragnea mai tare decât îl pot eu lua la rost. Să fie foarte clar. Dumnezeu va sta de vorbă cu orice partid până la urmă și va rezolva problema. Să fie foarte, foarte clar. De multe ori, revolta asta care noi o avem este fără rost, nu că n-ar merita, ci pentru că într-un fel ar trebui să avem o liniște știind că Dumnezeu va face dreptate. Inclusiv în politică. Va face dreptate. Li s-a dat un mandat, li s-a dat o autoritate, ea este încălcată și Dumnezeu până la urmă va face dreptate. Priviți în Psalmul 82, care este mandatul care îl dă Dumnezeu autorităților civile. Psalmul 82, început de la versetul 1 la versetul 4. Dumnezeu stă
în adunarea lui Dumnezeu. Interesant, da? Dumnezeu se judecă cu Dumnezeu. El judecă în mijlocul dumnezeilor. Acum, dacă ați fost atenți în perioada trecută, noi am parcurs problema aceasta cu dumnezeii. Da? Știți, în Ioan, când Domnul Iisus citează și spune dacă legea vă face pe voi, Dumnezei. Da? Dumnezei. La ce se referă aici Domnul Iisus Hristos când spune că îi face pe ei Dumnezei? Mici zei? Copii de Dumnezeu? Nu. Judecători. Autorități. Da? Știți că a fost un mic incident în care din acesta am văzut cineva încercat să vă convingă că puteți fi mici Dumnezei. Da? Biblia nu spune așa ceva nicăieri. Contextul și în Psalmul 82 este unul despre autoritate. Priviți ce spune, ce spune Dumnezeu în această judecată unde ia pe acești Dumnezei, da? Pe acești judecători la rost. Până când veți judeca strâmb și veți căuta la fața celor răi. Începem să ne dăm seama, aici nu este Dumnezeul adevărat discutând cu niște zei, fantome, da? Aici este Dumnezeu discutând cu cel față de care a delegat autoritate. Cei care i-a pus îndregătorii, cei care i-a pus să fie guvernator, cei care i-a pus peste poporul său și ăștia abuză de această funcție, de această autoritate și Psalmul ne spune că Dumnezeu va avea o judecată cu ei, da? Va rezolva această problemă. Până când veți judeca strâmb și veți căuta la fața celor răi, faceți dreptate. Asta este mandatul autorității civile primite de la Dumnezeu. Faceți dreptate celui slab și orfanului. Dați dreptate nenorocitului și săracului. Scăpați pe cel nevoiat și lipsit. Izbăviți-i din mâna celor răi. Ăsta este mandatul dat de Dumnezeu autorităților. Ăsta este standardul. Evident, este un sumar pur și simplu. Standardul după care Dumnezeu va judeca aceste autorități. Eu cred, și am auzit acum un discurs ținut, cred că a fost în Parlamentul României sau la ceva întâlnire religioasă în cadrul Parlamentului, un tânăr care spunea despre faptul că trebuie să ne întoarcem la standardul Scripturii. Ar fi frumos, sper să fie sincer un asemenea om. Nu cred că dacă este sincer are mare carieră în politica românească. Dar asta este realitatea. Că omul este conștient sau că nu este conștient, când intră în această funcție de guvernare, se pune sub o judecată mai severă a lui Dumnezeu, la fel așa cum un păstor intră sub o judecată mai severă când intră în funcția de păstor. De aceea Biblia spune să nu caute mult să fie învățător. De ce? Vom fi judecați mai aspru. De asemenea, autoritatea civilă este judecată mai aspru. Are un mandat specific care trebuie să-l îndeplinească. Da? Fie că este conștient sau nu este conștient 100%, fie că îi pasă sau nu pasă, nu-i pasă, într-o zi se va întâlni cu Dumnezeu și va da socoteală. Pentru acest scop, spune mărturisirea, scopul de a face dreptate, da? Scopul de a îndeplini acest mandat, de a apăra caracterul lui Dumnezeu în societate și de a proteja spre binele nostru, de a proteja binele comun, pentru acest scop, el le-a înzestrat pe autorități cu autoritatea de a folosi forța sau cu autoritatea sabiei. Guvernul are autoritatea sabiei. Priviți ce spune Pavel. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău, dar dacă faci rău, teme-te. Căci nu degeaba poartă sabia, nu degeaba i-a dat Dumnezeu sabia. El este în slujba lui Dumnezeu. Da? Deci observați legătura. Mânuirea sabiei este în slujba lui Dumnezeu când se face după dreptate. Da? Dar ideea este că Dumnezeu a autorizat guvernarea civilă să aibă această unealtă, această autoritate. Da? Dacă vreți, biserica are disciplina bisericească, autoritatea civilă are sabia. Sabia este poliția, pușcăria, jandarmeria și așa mai departe. Da? Adică când nu merge cu frumosul, când nu merge cu disciplina formativă, unde ne formăm după lege, ca și în biserică ne formăm după cuvânt, merge cu cea corectivă, în care spunem nu mai merge, v-am spus, ești confruntat și la un moment dat ești executat. Așa este și în societate.
guvernul are o disciplină formativă, te informează, te educă într-un fel, are o datorie să facă lucrul acesta și la un moment dat trece la sabie, îți pune cătușele, te bagă în pușcărie sau dacă este cazul și mai rău și avem o pedeapsă capitală. Da? Cu ce scop? Cum trebuie să mânuie această autoritate a sabiei? Scopul este, pe de o parte, de a apăra și încuraja pe cei care fac binele. Da? Deci de a proteja și de a încuraja, vedeți că sunt două lucruri diferite, a apăra înseamnă a mă proteja pe mine, care sunt cetățeani, care nu fac rău nimănui, nu fac crime, nu așa, de a mă proteja, de a -mi proteja drepturile mele. A mă proteja ca să nu mi se facă rău. Asta înseamnă a avea poliție ca să nu mi se spargă casa. Asta înseamnă a face tot felul de lucruri care îmi protejează drepturile. Dar Pavel spune că trebuie și să mă încurajeze. Să mă încurajeze să fac ce? Păi dacă trebuie să apere pe cei care fac binele, trebuie să încurajeze ca să facem binele. Statul trebuie să motiveze pe cel bun să facă binele. Să muncească, să-și plătească taxele, să contribuie la societate, să fie un membru productiv din societate. Reforma a fost extraordinară la lucrul acesta. Reforma a înțeles că fiecare membru, indiferent de clasă socială, indiferent de educație, indiferent de slujbă, trebuie să contribuie la societate. Da? Și a făcut asta într-un mod foarte eficient. Și comunismul a înțeles asta într-un fel, dar a încercat să facă prin forță doar. Să spună, la noi nu sunt șomer. Te-am prins șomer la lagăr cu tine. Da? N-a funcționat. Cum a reușit reforma ca să formeze o etică de muncă? Prin corectare educațională, prin predicarea cuvântului Dumnezeu, prin școala duminicală, prin catecheză. Da? A îmbibat în mintea oamenilor, Dumnezeu te-a făcut ca să contribui la societate. Dumnezeu ți-a dat o slujbă, un job, ca să contribui la societate. Și toate lucrurile acestea, slujba ta, banii tăi, educația ta, toate acestea au ceva de face cu gloria lui Dumnezeu. Și asta a motivat pe oameni să zică, eu nu pot să stau trântor acasă. De exemplu, nemții. Nemții n-au etica de muncă, asta așa rigidă, robotică, de la Hitler. Să nu credeți, o au de la Luther și de la Calvin. Doar că au uitat. Ideea aia să scoală dimineața și muncesc până seara ca și roboții. Și au productivitate maximă. Da? Pentru că la temelia eticii europene de muncă stă această convingere. Munca mea este despre Dumnezeu. Da? Doar că ei au uitat lucrul acesta, au rămas doar cu efectele. Deci trebuie autoritatea să folosească aceste instrumente chiar de forță pentru a apăra pe cel bun și a încuraja binele. Vedem un ecou acestui gând în 1 Petru 2, la 13 și 14, când Petru spune în felul următor: fiți supuși oricărei stăpâniri omenești, pentru Domnul, atât împăratului, ca înalt stăpânitor, cât și dregătorilor, ca unii care sunt trimiși să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac bine, da? În Roman 13 vedem în felul următor: dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei dar să nu-ți fie frică de stăpânire? Fă binele și vei avea laudă de la ea, da? Asta este rețeta. Teoretic vorbind, dacă faci binele și ești chemat înaintea autorității, nu-ți teamă de nimic. De exemplu, dacă mâine ai fi chemat, nu știu, dacă ai primi o somație mâine de la ANAF, ai tremura sau n-ai tremura? Cei care sunt în domeniul acesta de business. Cei mai mulți ar tremura, pentru că au de ce să tremure. Da? Nu contează. E o diferență. N-ar rost ca să ne ascundem acum. Dacă îți găsești ceva ca au ce găsi, este una. Dacă îți găsești ceva pentru că nu își împlinesc mandatul, este alta. Sunt două chestii total diferite. Eu dacă primesc o somație mâine la ANAF, nu tremur. Să fie foarte clar. Dacă îmi iau amenda pe nedrept, asta e. Da? Dar dacă îmi iau amenda pe drept și de fapt ei n-au găsit celelalte 90 de lucruri pe care mă puteau amenda și zic, am scăpat. Până data viitoare, e ceva total de la cer la pământ diferența. Da?
Deci, în mod normal, în formula lui Dumnezeu, cel bun care trăiește după lege și după un standard moral și etic al lui Dumnezeu, nu trebuie să teamă înaintea autorităților. Că autoritatea poate fi abuzivă? Da, nu contestă nimeni. Noi trebuie să trăim în așa fel încât autoritatea să ne laude. Să ne laude, să zică, măi, ce-i cu asemenea cetățeni? Da? Cum se poate să existe asemenea oameni? Pe de altă parte, trebuie ca să pedepsească, folosind această autoritate a forței, a sabiei, să pedepsească pe cei care fac răul. Uitați ce spune Petru, 1 Petru 2, cu 14. Sunt trimiși de Dumnezeu să pedepsească pe făcătorii de rele. Asta este mandatul lor. Sau în Romani 13, tot în versetul 4, dacă faci răul, teme-te. Da? Dacă faci răul, teme-te. Acum că societatea noastră a ajuns așa de degenerată încât este invers. Dacă ești cinstit, te temi și dacă ești un făcător de rele, nu mai te temi. Asta spune ceva despre noi, nu despre standardul lui Dumnezeu. Asta spune ceva despre societatea română, nu despre standardul lui Dumnezeu. Și faptul că Dumnezeu nu ne trăznește spune încă ceva. Înțelegeți? Faptul că noi credem că colectivul, nu ăla de pe vremea lui Ceaușescu, sau cum i-a zis? La colectiv, da? Nu de pe vremea lui Ceaușescu. De Auars, la București. Românii cred că aia a fost judecata lui Dumnezeu. Încă n-au văzut românii foc și pucioasă. O să vadă, da? O să vedem ca și națiune. Drumul ăsta pe care mergem ne va conduce la o judecată a lui Dumnezeu chiar și aici, pe pământ. Noi credem că criza din 2008 a fost judecata lui Dumnezeu? Zero. Zero, da? Cu ceea ce ne așteaptă. Noi acum ne-am obișnuit cu noua etică, cu noua moralitate românească, care spune dacă nu furi ești prost. Am auzit-o spus verbal în față. Bă, dacă nu furi în România, ești prost. N-ai cum, Mihai? Asta e. Adică aici ori ești hoț, ori ești prost. La un moment dat, să folosesc o terminologie românească, cu Dumnezeu ni se înfundă. Nu să zic că până aici. Până aici. Da? Pe de altă parte, să realizăm că judecata deja a venit, pentru că Biblia spune că atunci când Dumnezeu vrea să judece un popor, le dă asemenea conducători. Da? Conducătorii noștri sunt o reflecție a noastră. Da? Ca tare, avem guvernul care este stabilit de Dumnezeu ca și autoritate, este sub Dumnezeu, dar deasupra cetățeanului, care are acest scop și acest mandat, care are aceste instrumente la dispoziție, pe de o parte, partea formativă de laudă, da? De a ne împinge cumva din spate să facem bine, să facem progres, pe de altă parte, partea corectivă de forță, de sabie, care ne amenință. Dacă faceți rău, dacă încălcați legea, dacă nu trăiți vieți după niște principii morale, atunci veți avea de a face cu autoritatea aceasta. În paragraful 2, mărturisirea își întoarce atenția la a discuta relația noastră cu autoritățile în sensul de a face parte din autorități. În paragraful 3, vom vedea că discută despre supunerea noastră, dar acum vorbește despre dacă putem sau nu putem să facem parte din aceste structuri de guvernare. Altfel spus, poate un baptist să fie primar. Nu practic. Practic știm că poate că sunt primari baptiști, da? Dar teologic vorbind, biblic vorbind, dacă poate sau dacă nu poate. Mărturisirea spune că este permis creștinilor să accepte și să execute sarcini în administrația publică atunci când sunt chemați la aceasta. Și aici are în vedere mărturisirea tot ce înseamnă de la funcții politice până la judecător sau orice altceva care vizează administrația publică. Vedem în Sfânta Scriptură că nicăieri nu este interzis această slujire în guvernarea civilă. Ba mai mult, sunt locuri unde este lăudat lucrul acesta. De exemplu, în 2 Samuel 23, la 3 la 4, se spune în felul următor. Dumnezeul lui Israel a vorbit, stânca lui Israel mi-a zis, cel ce împărățește între oameni cu dreptate, cel ce împărățește în frică de Dumnezeu, este ca lumina dimineței.
când răsare soarele în dimineața fără nori, ca razele soarelui după ploaie care fac să încolțească din pământ verdeața. Guvernarea cu dreptate este plăcută înaintea lui Dumnezeu și creștinul nu are vreo interdicție de a se implica în guvernarea civilă. Din contra, poate să fie un asemenea guvernator, o asemenea autoritate, încât să fie ca și o rază de lumină în întuneric. Imaginați-vă, de exemplu, un oraș care avea un primar baptist reformat și ar face ravagii, în sensul pozitiv. În 10 ani s-ar face infrastructură, școli, educație publică, totul ar fi la ață. Ar începe lumea să se întrebe, măi, care-i diferența cu noua Genevă, da, Zalău, versus celelalte orașe? Și răspunsul ar fi, păi, ei au un primar. E, la noi, cam să spune asta, am auzit, ei au un primar, e maghiar. De aia le merge așa de bine. Nu pocăit, nu baptist, nu penticostal, maghiar. Despre maghiar am auzit. Păi de ce la Crazna au aia pus la punct? Păi acolo-s maghiar. De ce în orașul ăla? Păi maghiar. De ce în Oradea? Păi e aproape de maghiar și cred că le și maghiar primarul. De ce la noi nu? Ei, la noi sunt ortodoxi și pocăiți. Da? Diferența o poate face într-un sens pozitiv și Biblia nicăieri nu interzice implicarea creștinului în aceste structuri. Dar creștinul este chemat conștient să realizeze la ceea ce se angajează. Mărturisirea spune că înducerea la îndeplinire a unui astfel de slujbe, ei sunt responsabili în mod deosebit pentru menținerea dreptății și a păcii în concordanță cu toate legile acelui popor. Și am văzut deja că rolul guvernării civile este să guverneze pentru binele poporului și ca atare creștinul de asemenea trebuie să realizeze că el este acolo ca să guverneze, să se implice în administrația locală pentru gloria lui Dumnezeu și pentru binele poporului. Vreau să fac o specificație și anume există o eroare de traducere în mărturisirea de credință, care trebuie clarificată. N-am avut timp să iau legătura cu cei care au tradus-o, dar voi face și lucrul acesta. Mărturisirea de credință care noi avem tradusă în limba română, de la 1689, spune că creștinul trebuie să-și îndeplinească mandatul în concordanță cu toate legile acelui popor. Este o traducere eronată, pentru că de fapt mărturisirea spune că creștinul este responsabil pentru legile bune ale acelui popor. În engleză, fraza este the wholesome law. Și este ușor de tradus greșit, pentru că whole înseamnă tot și some înseamnă unele. Wholesome ar trebui să însemne tot unele, nu face sens. Pentru că nu asta înseamnă. În engleză, wholesome înseamnă lucrurile bune, curate, morale. Mărturisirea vrea să spună că dregătorul creștin, autoritatea creștină implicată în guvernare, trebuie ca să mențină, să aplice toate legile bune, morale, ale acelui popor. Dacă eu ajung primarul Zalăului, de exemplu, prin absurditate, nu vă faceți probleme, eu nu pot, ca și creștin, să zic, măi, au dat ăștia de la București tot felul de legi care merg total împotriva legii lui Dumnezeu. Nu vorbim de chestii de conștiință creștină, vorbim de lucruri clare, da? Clare. Dau un exemplu extrem, cum este în China. Să dă o lege care spune că după un anumit număr de copii, copilul trebuie avortat automat. Și tu, ca și primar, trebuie să administrezi aspectul acesta încât spitalele, când se anunță că este un al treilea copil în familie, să fie omorât copilul respectiv. Dacă eu sau cineva ar fi creștin, primar, într-un asemenea oraș sau într-o asemenea funcție, el nu trebuie să respecte asemenea lege. El trebuie să reziste împotriva unei asemenea legi. Da? El trebuie să denunțe asemenea lege. Orice l-ar costa. Slujba, libertatea. Da? Deci mărturisirea în niciun caz nu spune ai ajuns primar, acum cât timp ești în regulă cu legea țării, tu poți să faci ce vrei. Pentru că în România atunci poți încălca legea lui Dumnezeu cât vrei tu și ești în legalitate. Da? Nu, tu trebuie ca să stai după standardul bunătății lui Dumnezeu.
Ca tare, dacă guvernul ți impune ție ca și un guvernator mai mic, tu zici, îmi pare rău, ori mă demiteți, ori mă băgați la pușcărie, dar eu nu pot face. Eu nu pot face așa ceva. Dar eu, dacă aș fi primar la Zalău, aș declara independența orașului. Aș face un zid, cum vrea Trump să facă în jurul Americii, și aș spune, noi aici, oraș creștin, primul și ultimul în România, da? Creștinul, altfel spus, nu trebuie să-și încalce conștiința înaintea lui Dumnezeu ca să-și împlinească rolul lui de slujitor civil. Nu trebuie ca să aplic o lege care merge împotriva Scripturii. Eu trebuie să ascult și să mă tem mai mult de Dumnezeu, mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Ar fi mult de discutat doar pe tema aceasta, dar doar am vrut ca să precizez, să nu plecăm cu ideea că mărturisirea pur și simplu ar da cec în alb autorităților civile și spune, acum nu mai contează etica creștină, tu trebuie să asculți de legea României. Da? În îndeplinirea acestui scop, spune mărturisirea, ei pot să se înroleze în război dacă acesta este întemeiat și necesar. În primul rând trebuie din nou să adresăm o problemă de traducere. Să te înrolezi indică a te înscrie tu personal în armată, da? Mărturisirea nu tratează aici acest aspect, ci tratează ideea de a declara război ca și autoritate guvernamentală. De exemplu, dacă ești președintele unei țări și tu ai responsabilitatea să declari război, mărturisirea vrea să spună că ai dreptul acesta, după Scriptură, cât timp războiul acela este întemeiat, este drept și necesar. Ideea nu este că tu ai voie ca să te duci în armată, deși ai voie și să te duci în armată. Da? Sau dacă ești, de exemplu, senator sau parlamentar și trebuie să dea un vot pentru a declara război, tu ca și creștin nu trebuie ca să te substragi și să zici eu nu pot vota ca să mergem la război pentru că eu sunt creștin. Poți vota și poți merge la război dacă acel război este drept și necesar. Din nou, este o problemă de traducere pentru că mărturisirea în engleză spune to wage war, care înseamnă a purta un război, ad literum înseamnă wage, înseamnă a plăti sau a răsplăti și a war înseamnă război, a plăti cu război, da? A răspunde cu război. Creștinul poate să implice într-un război. Autoritatea guvernamentală, per total, poate să implice într-un război dacă acel război este drept și necesar. Și Roman 13, evident, este textul principal care ne arată în mod doctrinar și explicit că autoritatea este înzestrată cu această putere a săbii. Da? Dar este exemplificat într-un fel și într-un narativ, dacă mergem în Luca 3, unde avem niște ostași, niște soldați, care vin la Ioan Botezătorul, evident vor și ei să fie botezați. Ioan Botezătorul tocmai a respins oameni de la botez. Ioan Botezătorul era sever. Erau ca și bisericile evanghelice. Vreți să vă botezați? Haideți! Toți! La grămadă! Nu, el era foarte sever. Dacă vedea că nu ești sincer, nu ești serios, nu există o zbatere de a trăi în pocăință, spunea, pui de năpârci. Cine v-a învățat să fugiți voi de mânia viitoare? Altfel spus, credeți că puteți rezolva ceva numai că vă scăldați în apă, tot în iad mergeți. Și vin niște ostași la Ioan Botezătorul, niște soldați, și văzând această reacție a lui Ioan, ei cred că automat ei sunt descalificați. Pentru că soldați. Ei au de-a face cu sabia, cu violența, da? Sunt caratiști profesional, ca și fratele Cristi. Și zic, mă, cum e cu noi atunci? Și întreabă. Dar noi ce trebuie să facem? Că au venit ăștia, fariseii și mai mari spirituali. Și pe ei ai respins. Noi, cu siguranță, ei credeau că Ioan va spune trebuie să vă lăsați de armată, trebuie să vă lăsați de sabie. Și Ioan le răspunde. El le-a răspuns. Să nu stoarceți nimic de la nimeni prin amenințări. Nici să nu învinuiți pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulțumiți cu leafurile voastre. Să vă faceți jobul, să-l faceți bine, drept și să fiți mulțumiți cu slujirea care o faceți ca și soldați. Vedeți, nu li se spune că meseria lor de soldat ar fi cumva incompatibilă cu a lua botezul, dar că trebuie ca să exercite meseria cu dreptate. Da? De asemenea,
nici autoritățile civile nu au interdicție de a merge la război, pot ca să folosească autoritatea sabiei, dar trebuie să o folosească cu dreptate și când este necesar, da? Și nici indivizii. Noi ca și creștini, dacă ar fi nevoia, luăm arme și mergem la război să ne protejăm familia, țara, atunci când este un război drept și când este un război necesar. În paragraful 3, mărturisirea tratează relația cetățeanului față de autorități, da? Spunând în felul următor. Deoarece autoritățile civile sunt stabilite de Dumnezeu pentru scopurile precizate anterior, adică să lucreze pentru gloria lui Dumnezeu în societate și pentru binele nostru, trebuie să ne supunem tuturor poruncilor lor întemeiate, ca și pentru Domnul. Altfel spus, creștinul este responsabil să se supună legilor civile. Da? Și lucrul acesta este evident peste tot în Scriptură. Tit 3:1. Avem aici o epistolă pastorală. Într-un fel este șocant. Vedem că deja în contextul acesta bisericilor primare din primul secol este o problemă de care Pavel ține să fie menționată și tratată, și anume rolul creștinului în societate. Adu-le aminte să fie supuși stăpânirilor și dregătorilor, să-i asculte și să fie gata să facă orice lucru bun. Am văzut deja 1 Petru capitolul 2 și Roman 13 care ne spun același lucru. Da? Pentru Dumnezeu trebuie să ne supunem autorităților. Apoi mărturisirea ne spune că trebuie să facem aceasta nu doar pentru a evita pedeapsa. Sublinez nu doar. Adică evident că facem și să nu fim pedepsiți. Da? De aia, până la urmă, într-un fel respectăm legea, pentru că nu vrem să fim pedepsiți. Dar diferența între creștin și păgân este că creștinul are o altă motivație, o motivație superioară. Altfel spus, dacă îl întrebi pe păgân, pe cel care crede că nu există Dumnezeu și există numai ce aici așa cum, de ce nu jefuiești mâine o bancă? Zice, pentru că m-ar prinde și m-ar țăpa în pușcărie și nici măcar nu m-aș bucura de banii care i-am furat și nu vreau să-mi petrec toată viața în pușcărie. Și dacă ea îi spune, ascultă, mâine eu îți pot garanta, 100%, e garantat că nu vei fi prins. Nu vei fi prins mâine, nu vei fi prins toată viața ta, nu va fi nici o consecință pentru încălcarea acelei legi, pentru jefuirea băncii. Și ce zice? Super! Mâine jefuim o bancă! Pentru că motivația principală este teama de pedeapsă. Este teama de consecință. Teoretic vorbind, dacă ai același dialog cu un creștin, alege tu încălcarea care o vrei tu. Da? Banca e una, să fie altceva, curvia, ce vrei tu? Ce crezi că este idolul? Mâine nu te prinde nimeni. Nu află nimeni, nu știe nimeni, nu o să fie nicio consecință. E garantat. Înscris de la Dumnezeu. Teoretic, creștinul spune, nu. Pentru că am o altă motivație, superioară. Care e motivația? Dragostea față de Dumnezeu. Dragostea față de a arăta slava lui Dumnezeu prin felul în care trăiesc. Noi ca și creștini în societate suntem chemați să ascultăm de autorități nu doar pentru a evita pedeapsa. Pentru că dacă o facem doar să evităm pedeapsa, cu ce suntem mai buni decât păgânii? Nu doar. Ci, spune mărturisirea, și dintr-o conștiință curată. Conștiința noastră este legată înaintea lui Dumnezeu să ascultăm de legea civilă. Fiți supuși oricărei stăpâniri omenești pentru Domnul, spune apostolul Petru. Pavel spune în felul următor, de aceea cine se împotrivește stăpânirii, vorbind de stăpâniri civile, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu. Relația noastră cu statul are de a face cu relația noastră cu Dumnezeu. Are de a face cu relația noastră cu Dumnezeu. Aspectul acesta, perspectiva aceasta ar trebui să schimbe total
felul în care noi ne trăim viața în societate. Total lucrurile. Mărturisirea din nou sublinează, sper că ați observat lucrul acesta, faptul că ascultarea de legea civilă niciodată nu trebuie să încalce conștiința noastră. De aceea mărturisirea spune că trebuie ca să ascultăm ca pentru Domnul de poruncile lor întemeiate. Trebuie împlinite ca pentru Domnul cele care sunt întemeiate. Adică guvernul nu poate porunci orice și eu să zic, eu trebuie să ascult ca pentru Domnul. Guvernul spune ca să, de mâine, da? Cum s-a întâmplat. Cine găsește un evreu, trebuie să-l dețină și să-l trimită să fie omorât. Sau cine găsește un creștin evanghelic, trebuie să, s-ar putea întâmpla din nou asemenea lucru, da? Trebuie să-l toarne la securitate. Eu ca și creștin nu am obligația să fac lucrurile acestea pentru că ele nu sunt întemeiate, da? Nu sunt întemeiate. Întemeiate după ce? Ce determină dacă sunt întemeiate poruncile sau nu sunt întemeiate? În Roman 13, dacă deschideți din nou cu mine, după ce Pavel ne spune că trebuie să fim supuși autorităților civile și ne spune că trebuie să fim în toate lucrurile, inclusiv în taxele plătite, uitați ce spune de la versetul 7. Dați tuturor ce sunteți datori să dați. Cui datorați birul? Dați birul. Cui datorați vama? Dați-i vama. Cui datorați frica? Dați-i frică. Cui datorați cinstea? Dați-i cinstea. Acum, e evident că încă se vorbește despre autoritățile civile și despre relația care o avem cu ele. Le datorăm aceste lucruri, trebuie să le dăm. Apoi ni se spune că este mai bine să nu datorăm nimănui nimic. Și acum ne spune că lucrul acesta are de a face între unii cu alții, decât să vă iubiți unii pe alții. Da? De aceea împrumutul între creștini, eu o consider o chestie total nebiblică. În Vechiul Testament ni se spune că a da împrumut cu dobândă este un păcat înaintea lui Dumnezeu și eu cred că textul acesta întărește acea poruncă. Da? A ajutora este una, a ajuta pe fratele tău este a da cu mână largă și a da numele Domnului, da? A împrumuta, mai ales cu dobândă, aș adăuga, mi se pare explicit păcătos, dar în cel mai rău caz, în cea mai liberală interpretare, mi se pare că aici este un îndemn foarte puternic, deși să nu datorați nu este un îndemn, este un imperativ, da? Este un imperativ. Decât să vă iubiți unii pe alții, că cine iubește pe alții a împlinit legea. Deci suntem în contextul autorității, se vorbește despre relația noastră cu autoritățile și apoi se vorbește despre împlinirea legii. De fapt, spune Pavel, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci nicio mărturisire mincinoasă, să nu poftești și orice altă poruncă mai poate fi, se cuprinde în porunca aceasta. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dragostea nu face rău aproapelui. Dragostea, deci, este împlinirea legii. Care este standardul, deci văzând contextul, relația noastră cu statul, relația noastră între noi. Care este standardul ultim pentru creștini? Legea civilă sau legea lui Dumnezeu? Da? Pentru creștini, standardul final în relațiile noastre și în relațiile cu statul este legea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu spune să nu, mie îmi poate da Guvernul României 1000 de legi care îmi permit, eu nu fac. Dacă guvernul spune că trebuie să fac, eu n-ascult. Da? Întotdeauna standardul meu este legea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Mai mult, mărturisirea spune că datorăm mai mult decât doar ascultarea. Ascultarea este minimum în această relație. Cum este minimum în orice relație de autoritate și supunere. Se cere ceva mai mult, se cere o dispoziție, se cere o dragoste chiar, da? Noi trebuie de asemenea să facem rugăciuni pentru cei care sunt puși în autoritate, astfel ca pe timpul lor
să avem parte de o viață liniștită și în pace în toată evlavia și cinstea. Noi vrem ca autoritățile să guverneze bine, ca noi să avem parte de pace. De ce? Să ne meargă nouă bine? Nu. Să putem trăi în evlavie. Să putem trăi o viață duhovnicească. Să putem trăi după criteriile biblice, fără a fi persecutați. Să putem răspândi Evanghelia. Ca atare, noi datorăm o atitudine specială față de autorități, care se manifestă în rugăciune. Ar putea spune felul următor. Noi nu doar că împlinim legea civilă, dar o împlinim cu drag. O împlinim și nu îi înjurăm când o împlinim, ne rugăm pentru ei când o împlinim. Este o totală diferență, da? În această relație. Ați simțit-o în orice relație unde a fost o relație de autoritate și supunere, când cel supus a făcut ce i s-a cerut, da? A făcut cu resentiment. Îmi plec câteodată când stau la masă, ceva, o rog pe Casey, mi-aduce, te rog, un pahar de apă. Nu m-a refuzat încă, dar de multe ori spune, ok. Și eu răspund, ok, dar ai putea să mi-l aduci și cu un pic de dragoste. Și cu un pic de atitudine. Adică dacă tot îl aduci, de ce să nu îl aduci bucuros? Dacă tot ne supunem, de ce să ne supunem de dragul lui Hristos și să o facem bucuroși? Să o facem nu cu înjurături, ci cu rugăciuni, cu petiții la adresa lui Dumnezeu. Ce credeți până la urmă că va schimba mai repede guvernul României? Înjurăturile mele sau rugăciunile mele? Rugăciunile mele. Dacă tot românii, de fiecare dată când au înjurat guvernul, s-ar fi rugat pentru guvern, aveam oameni de nota 10 în guvernare astăzi, da? 1 Timotei 2:1-2. Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel, deci dacă ei conduc după principiile lui Dumnezeu, noi putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Observați că, practic, ultima stipulație din mărturisire este un citat biblic. În sumar, autoritățile care există, oricare ar fi ele, există din cauza că Dumnezeu a mandatat lucrul acesta, a îngăduit lucrul acesta. Ei au un mandat specific pentru care vor răspunde înaintea lui Dumnezeu. Noi avem de asemenea un mandat ca fie în implicarea noastră în guvernare, fie în supunerea noastră față de guvernare, să o facem după cuvântul lui Dumnezeu și cu scopul de a glorifica pe Dumnezeu și de a duce lucrurile spre binele semenilor noștri. Amin.